Salutare oameni, bine ați venit, ori ați nimerit la un episod de Minecraft Titan Research. Bun, data trecută căutasem, am reușit să trecem de subsolul întâi și cel de-al doilea și știți că ne-am întâlnit cu monstruozitatea care ne-a furat toporul de fier și toporul de lemn mi s-a spart în sticla aia stupidă. Deci acum am doar o sabie, care nu știu dacă ar fi trebuit să o am la mine, dar că am găsit-o pe o masă și am zis, băi, uite ce să nu o iau. Bun, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, chestii de-astea, pentru tortura prin care trebuie să trec. Ce mișto e făcută chestia asta. Ah, God. Iar să-l de sunetul ăla. Am auzit sunetul ăla acela. Și că this way. Aha. Țin minte asta. Bun, dar stai așa, lasă-mă să mă iei peste tot joc, stupid. Că ideea era că eu trebuie să caut niște bani. Dar până la urmă, chiar dacă este un monstru în clădire, tot trebuie să-mi fac treaba. Pare că eu sunt un om muncitor. Dar cred că nici măcar nu s-o mai chinuie, eu cred că e habar n-aveau că o să încerce careva să mai caute. Asta se auzea. Ok, nu-mi place lumina asta deloc. Cloud kills our sword. Faster slow. Uite, pagina 5 de către Dr. Dakota. Ok, habar nu am ce s-a întâmplat. Subiectul Adams e în viață și asta e imposibil. Subiectul a început să arate semne de putere inumană și agilitate. Ne gândim să închidem complexul. Subiectul Adams și eu mă numesc tot Adams. Try to live and boom. Cum adică boom? Ce-am făcut? Uite, era ceva aici. Na, știi de alea goale. N-am văzut niciun boom. Vreau sunt niște cabinete, poate... Na, n-am cum să prea departe. Ok. Aici m-am uitat peste tot. Bun, aici să văd doare ce s-a aflat. Ah, de aici am venit. Bun, atunci cred că pot doar să mai cobor. Aha, uite, o grădină interioară, ok. Titan Research Facility. Restaurante. Ok, uite, văd că pe acolo parcă aș putea să fac ceva ca și un parcur. Delivery storage. All the doors here are locked. Maybe there is a key somewhere.
și asta schema. Ok, la ce era? Depozit de Z. Bun, hai să văd ce era aici. Restaurant, parcă, nu? Da. Restaurantei? Băi, deci... Mi-ai faceți $2 o cafea? Damn, asta e mult. Rocică, n-am ce să fac cu pâine, nici cu robif. Uite, cu pâine, da, pâine. Pâine apă să o mănânc, ca să mi se facă rău. Cartofii, las acolo. Ce mănânc și eu acasă, ce are? Ok, ce avem? Doar o cabină stupidă. Astea nu fac nimic, nu? Fata aș putea să pun niște painting-uri. Aș foc. Da, am ele. Oh, gata, și dracu-i pe perete. Carte și condei. Ok, 47. 2002. Adică 7 aprilie 2002. Ok, cheia de la depozitul de asta e vânzări, a fost dată de către Jeanette Ludwig. Ok, cheia de la etajul 2 a fost luată de Thomas Greenberg. Aici cheia de la etajul 2 a fost readusă Thomas Greenberg. Ok. Uite, acum pot să editez așa. What? Nu știam. E bine că au făcut așa ceva. Mișto. Ok, asta o să țin aici. Ah. ID badge. Mă păstrez chestia pentru că îmi dă 5 armură. Și aici. Frank Potter, momentan scos din funcțiune. Refrigerator, Coca-Cola, milkshake. Coca-Cola. Un fel, Titan's Best Restaurant. Cred că o foaie. Ah, aveam o da. Cum mai va se numește placa asta stupidă? De material? Pe fine, oricum e un material mișto. Faci mai acoperiș din el. Chestii. A, un labirint. Ce putea să fie mai frumos, a? Ăla e trap chest, vedeți? Deci, știu că o să se întâmple ceva dacă deschid cufărul ăsta. Deci, dacă se întâmplă ceva, îmi dați și îmi dați tot like și subscribe și dacă nu se întâmplă tot la fel. Aha, vedeți? Am putut să deschid. Delivery storage mă zot era trapdoor, trap chest, ce-o fi? Trap chest. M-a zis, mișto sună. Trap chest. Care... Bun. A, vă... Totuși, în continuare, sunt curios, oare ce fi cu parcursul ăsta de aici? Dacă ajung acolo sus, măcar mă duce undeva. Ok, nu pare. Wow, și chiar credeam și eu că am descoperit ceva interesant.
Ah, dar totuși pot să sar în partea asta. De aici pot să sar pe copac, cred. Nu, ah, fuck. Nu, dar trebuie să am eu puțin mai mult skill. Ah, bun, am ajuns pe copac. Și acum ce? Adevărat, acum ce? Că nu-i nimic aici. Aici mi-a luat seapa, am venit degeaba. Nu cad în groapa aia. Bun, delivery storage. Oh, gace aici. Oh my god! Realizez că nu stau să mă uit chiar prin toate cuferele, nu? Ce zic și ce fac, îmi place, adică... Oh. This way. Dar vreau să văd ce e aici. Zona asta trebuie să fie revizuită, mulțumesc. Na, ce chestie. Asta dacă... A, nici măcar nu pot să le iau. Pare ce-or fi. Te văd că un repertor de piatră roșie acolo. Care nu face nimic. Ah, poate este pe undeva o gaură în tavan, ar fi chiar ca lumea. Ah, și aici ce scrie? This way. Aha, o scară, nu? Nu, e doar o chestie stupidă pe perete. Ah, ok, ceva electric acolo. Se văd că trebuie să fac un parcurs ca să ajung acolo. Ah, fuck. Oare de ce mai dau cu capul de tavan? De ce să mă dau cu cap? Pause. Ok. Și cum ajung eu acum acolo? Ah, hai că am ajuns, ce drăguț. Risk of electric shock. Ce mă, crezi că n-am tupeu sau cum? System of doors. Level unlocks floor 2 laboratories restaurants. Bun. Deci, nu o să dau un episodul ăsta de manetă. O să folosesc în episodul următor. Dar nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, chestii de alea și până ne auzim, ne speriem data viitoare. Noapte bună!